Nici o masă fără pește este o zicală românească veche, dar care li se potrivește perfect elevilor care au susținut probele simulării examenului de bacalaureat la limba și literatura română. Cum bine ne-am obișnuit la fiecare probă de simulare sau examen propriu-zis la limba română, elevii se întrec în perle care mai de care mai amuzante. Sfidarea acestora față de subiectele primite la simularea din această sesiune începe odată cu explicarea rolului rețelelor de socializare. Elevii au relatat în câteva rânduri la ce îi ajută, ce învață, dar și ce efecte au postările lor pe Facebook. De pe rețelele de socializare am aflat metode noi de copiat, dar se pare că și profa are cont de Facebook, că s-a prins și mi-a dat 2. Eu le-aș interzice profesorilor să-și facă cont de Facebook. O altă perlă care a adus zâmbetul pe fața profesorilor sună cam așa. Am zis odată la școală că sunt bolnav și am stat o săptămână acasă, dar am plecat în vacanță și am pus poze pe Facebook. Au aflat profesorii pentru că nu și-au ținut gura colegii mei invidioși și a ieșit mare scandal. De cealaltă parte, profesorii spun că elevii tratează subiectele cu superficialitate din cauza sistemului de învățământ din România, iar astfel de situații nu este un lucru nou. Nu sunt niște perle ieșite din comun. Unele dintre ele reies din încercarea elevilor de a se amuza puțin pe seama profesorilor, altele reies din modul în care le-a fost predată de către profesori materia respectivă. În primul caz, copiii fac puțin haz de această instituție a simulării pentru bacalaureat. Elevii nu au stat mai bine nici la capitolul literatură. Opera literară Ion, scrisă de Liviu Rebreanu, i-a determinat pe aceștia să adapteze subiectul romanului la prezent. Dacă aveau și ei un club în sat, un restaurant, ceva, să se mai distreze, poate că nu se mai certau așa des și Ion nu îi mai făcea felul. Ana era o femeie plictisitoare, nu știa să-l atragă pe Ion și se lua mereu de el, dar și el era prea obsedat să lucreze pământul, pentru că era un țăran în adevăratul sens al cuvântului și în plus avea și o amantă. În opinia profesorului Dan Mucenic, elevii nu au luat în serios simularea. De asemenea, Dan Mucenic mai spune că acest lucru se întâmplă din cauza faptului că în ultima perioadă elevii sunt mai interesați de internet decât cartea în sine.